Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură a anunțat că în prima zi a campaniei de plăți în avans pentru anul de cerere 2024 au fost autorizați la plată 50.137 de fermieri. Suma totală autorizată pentru aceștia este de 35.530.415,19 euro. Aceste fonduri reprezintă avansurile pentru plățile directe finanțate din Fondul European de Garantare Agricolă și Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală, parte a planului strategic PAC 2023-2027. Campania de plăți în avans a început ieri, 16 octombrie, și se desfășoară până pe 30 noiembrie 2024, iar APIA estimează că va distribui 1,2 miliarde de euro către peste 700.000 de fermieri eligibili. Plățile sunt realizate în lei, la cursul de schimb stabilit de Banca Centrală Europeană la 4,9753 lei per euro pentru FEGA și 4,9756 lei per euro pentru FADR. Aceste sume vor ajunge în conturile fermierilor în zilele următoare, asigurându-le resurse importante pentru continuarea activităților agricole.